Pe 14 septembrie, eleva de 14 ani a plecat la școală. Spre orele serii, părinții au început să o caute în disperare când au văzut că nu dă niciun semn de viață. Abia pe 17 septembrie, familia a anunțat poliția. După 4 zile de la dispariție, au reușit să o găsească oamenii legii. Speriată că ar putea fi certată de părinți, fata a povestit că a fost supusă unor abuzuri sexuale și sechestrată de un individ de 25 de ani. După efectuarea primelor cercetări, s-a dovedit însă că actul sexual a fost voit, iar fata ar fi putut oricând să plece, dar nu și-a dorit. Pentru că nu există probe care să confirme violul, continuă cercetările. Colegii mei au deschis un dosar penal în acest caz în care efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Botoșani, sub aspectul comiterii infracțiunii de act sexual cu un minor în vederea luării măsurilor legale. Deși ar fi vorba de un act sexual cu acordul copilei conform legii, întreținerea de relații sexuale cu o minoră sub 16 ani este echivalent cu violul. Bărbatul ar putea să-și petreacă următorii ani în spatele gratiilor.